Mergem la o categorie superioară, 70 de kilograme, 3 reprize de câte 3 minute, în colțul albastru. Vine de la Urban Legend, este antrenat de Cristian The Legend Stoica, Ionuț Crivaț. Gatti Lamborghini, pile rang di, menu candy e ci lave slowly, a pelle gerte, a jaga mordi, a menu langini, the one and only. În colțul roșu vine de la Viitorul Fântânele, este antrenat de Radu Medeleanu, iar în această seară va fi asistat în ring de Lăcrămioara, Popa și Daniel Hendrea, Florin Mehmet. I said I feel invisible. They like poppy, what you get to? I pop a brick of retarded. Wait. Yeah. I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas. Cause a lot of these niggas be corny. I feel that horny. And I shoot like Robert Horton. I'm off this percolated shit. I got a percolated bitch. Lupta se desfășoară în limitele categoriei 70 de kilograme, arbitru ring Șenola Amamut, 3 reprize de câte 3 minute și haideți să auzim încurajările voastre! Așadar, urmează meciul de la categoria 70 de kilograme, 3 reprize a câte 3 minute în colțul albastru. Este Ionuț Crivăț de la Urban Legend Constanța, iar în colțul roșu Florin Mehmet de la Viitorul Fântânele. Este antrenat Ionuț Crivăț de către Cristi Stoica. El este în colțul lui Florin Crivăț și a început acum meciul, are un short mai lung Crivăț, short negru, mai lung aproape de genunchi pentru Crivăț, tot short negru, dar cu o bandă tricoloră pentru sportivul de la Viitorul Fântânele. Parcă mi se pare mai bine făcut sportivul Ionuț Crivăț de la Urban Legend. Este mai înalt, brațe ceva mai lungi. A încercat acolo o lovitură Mehmet, dar a căzut singur, nu a fost atins. Are un fizic foarte bun Crivăț. L-am văzut încasând însă aici două lovituri. Da, acuză o lovitură acolo Ionuț Crivăț, este numărat acum de către arbitru, cred că se va ridica, a fost o lovitură grea pe care a primit-o, dar nu mai poate continua această partidă Ionuț Crivăț și va primi îngrijirile doctorului. O victorie rapidă pentru Florin Mehmet de la Viitorul Fântânele. Abandon în prima repriză. Florin Mehmet de la Viitorul Fântânele. Knockout. În colțul roșu, Florin Mehmet.
Premierea va fi efectuată din partea Ogen Gym de Robert Culețu. Așadar, învingător prin knockout, sportivul Florin Memet de la Viitorul Fântânele l-a surprins pe Ionuț Crivăț. Acesta a fost numărat, nu a aplauze mai putut continua. Aplauze pentru învingător!